Tragedie în comuna olteană Vișina. O femeie și-a pierdut viața, iar un bărbat a fost rănit după ce mașina în care se aflau a fost spulberată de un tren. Accidentul feroviar a avut loc astăzi în jurul orei 15:30. Trenul Regio 9063, care a lovit autoturismul, circula pe ruta Caracal-Corabia. La fața locului s-au deplasat pompieri, un echipaj SMURT, dar și elicopterul SMURT Craiova. Pompierii au găsit autoturismul grav avariat la aproximativ 5 metri de terasamentul căii ferate. Pasagera din acesta, în vârstă de 81 de ani, din comuna Vădăstrița, prezenta leziuni incompatibile cu viața, motiv pentru care nu au fost efectuate manevre de resuscitare. Șoferul autoturismului, în vârstă de 44 de ani, din aceeași localitate, a suferit un traumatism craniocerebral și a refuzat transportul la spital. Cazul a fost preluat de organele de poliție. Un șofer din Gorj și-a pierdut viața ieri după ce mașina pe care o conducea s-a izbit de un copac. Tragedia s-a întâmplat pe drumul județean 672, ce traversează comuna Peștișani. În autoturism se aflau alte 3 persoane. Potrivit inspectoratului de poliție al județului Gorj, șoferul ar fi încercat să depășească o mașină condusă de un bărbat de 40 de ani din localitate. În timp ce autovehiculul se afla pe contrasens, bărbatul a pierdut controlul volanului și s-a ciocnit cu mașina din față, după care s-a oprit într-un copac de pe marginea drumului. La fața locului a fost trimis un echipaj de descarcerare, pentru că una dintre victime rămăsese prinsă între fiare. Răniții au fost transportați cu ambulanțele la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. Din păcate, pentru șoferul autoturismului nu s-a mai putut face nimic. Ancheta continuă pentru a se stabili exact cauzele producerii accidentului. Un cal lăsat liber pe stradă a provocat un accident aseară pe o șosea din Olt. Animalul mergea nestingherit și a fost observat prea târziu de șoferul unui microbus cu 30 de pasageri la bord. Acesta nu a mai avut timp să frâneze și l-a lovit mortal, informează jurnaliștii de la Gazeta 9. Totul s-a întâmplat pe drumul național 64, pe raza comunei Grădinari Olt. Singura victimă din autocar a fost chiar șoferul, un bărbat de 38 de ani din Craiova. La locul evenimentului au intervenit un echipaj SMURT și unul al serviciului județean de ambulanță. Conducătorul auto a refuzat însă transportul la spital. În urma impactului, parbrizul autocarului a fost spart, așa că firma de transport a trimis alt autovehicul care să preia cei 30 de pasageri. Elevii s-au întors astăzi la cursuri după o săptămână de vacanță. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, următoarea vacanță este programată în perioada 23 aprilie-3 mai. Cursurile vor continua de miercuri 4 mai până vineri 24 iunie. Vacanța de vară va începe sâmbătă 25 iunie și se va încheia duminică pe 11 septembrie. Săptămâna școală altfel va rămâne în aceeași perioadă, respectiv 18-22 aprilie. Cursurile claselor terminale din învățământul liceal se vor încheia pe 3 iunie, iar ale ultimei clase de gimnaziu pe 17 iunie. Vreme caldă în următoarea perioadă în Oltenia. Temperaturile medii diurne vor urca până la 19 grade Celsius, dar vom avea parte și de ploi. Cel puțin așa arată prognoza Administrației Naționale de Meteorologie pentru intervalul 15-28 februarie. Până pe 19 februarie, valorile termice vor scădea cu aproximativ 10 grade, apoi vom avea parte de o nouă creștere, iar până la sfârșitul lunii, vremea va rămâne caldă cu temperaturi în medie de 9-12 grade. În ce privește temperaturile minime, acestea se vor situa în jurul valorii de 5 grade în prima săptămână, apoi se vor apropia de pragul de îngheț. Ploile vor fi puține și slabe cantitativ și vor apărea cu o probabilitate mai mare în 15 februarie, între 17 și 20 februarie și între 23 și 27 februarie. 4 cupluri au spus da de Sfântul Valentin la poarta sărutului din Târgu Jiu. Vorbim de tineri din Petroșani, Harghita, Ialomița și Târgu Jiu, care au ales să-și unească destinele pe 14 februarie. Primarul municipiului, Florin Cârciumaru, a fost cel care a oficiat cununiile civile. Le-au fost alături rude, prieteni, dar și simpli cetățeni, dornici să fie spectatori la un astfel de eveniment. Cuplurile au primit din partea primăriei Târgu Jiu șampanie și flori. Tot de Sfântul Valentin, primăria a pregătit concursuri prin care au fost premiate cele mai frumoase declarații de dragoste, muzică de promenadă în parcul central, precum și un spectacol oferit ieri după amiază de interpretul local Bacio. În situația în care vor exista solicitări, vor fi oficiate căsătorii și pe 24 februarie de Dragobete. Vreme mai caldă decât normalul termic al perioadei. La noapte se vor înregistra 4 grade la Târgu Jiu, 6 la Calafat și Cetate, 7 la Filiaș și 8 grade Celsius la Craiova și Drobeta, Turnu Severin.
Mâine vom avea și nori, vom avea și soare. Mercurul din termometre va indica 19 grade la Calafat, 20 la Craiova, 21 la Drobeta, Turnu Severin și 22 de grade Celsius la Corabia și Râmnicu Vâlcea.